Alde Gorș a prezentat alți trei candidați pentru alegerile locale. Liderii formațiunii politice sunt încrezători că cei aruncați în luptă vor face o figură frumoasă și spun că se vor bate de la egal la egal cu ceilalți contracandidați. Ion Ciulavu, consilier la primăria Stănești, speră să obțină cât mai multe mandate de aleși locali la viitoarele alegeri. Liberalii democrați l-au aruncat în luptă pentru primăria Stănești pe Ion Ciulavu. Candidez pentru funcția de primar la primăria Stănești. Am pus împreună cu colegii mei din organizație, am pus anumite probleme care putem să le rezolvăm și sunt ușor de rezolvat în comună, care nu s-au rezolvat până acum și sperăm să le ducem la bun sfârșit. Călin Simionescu, candidatul la primăria Bălănești, afirmă că și-a făcut o serie de proiecte pentru localitate. Mai multe în acest moment nu vreau să vă spun. Ideea e că pentru comuna Bălănești eu am pregătit o declarație angajament în care am spus răspicat că le cunosc problemele și prioritățile. Copreședintele ALDE Gorj, Marius Borcan, are cele mai mari șanse de a intra în cursa electorală pentru administrația locală din Bumbești-Jiu. Duminică seară veți afla candidatul la Bumbești-Jiu. La Bumbești-Jiu este o echipă destul de puternică, nu ne este frică, intrăm în luptă și garantat vom obține, așa cum am spus, un rezultat foarte bun. Dian Popescu a spus că Dorin Tașcău se va regăsi pe listă la viitoarele alegeri.